Dacă România ar fi un om, un simplu om, oare ce fel de om ar fi? Poate că nu v-ați gândit niciodată la asta, dar putem să facem un exercițiu de imaginație. Săptămâna aceasta încercăm să aflăm ce fel de om este România. Nu ne interesează cum arată sau ce grad de inteligență are. Vrem să aflăm doar lucrurile simple despre omul România. Ce temere are, ce calități, dar și ce defecte are, ce aspirații, ce motive de fericire. Astăzi vom încerca să aflăm de ce se teme România cel mai mult. Cheamă România. Oficial are 95 de ani. Neoficial e aici de veacuri întregi. A văzut multe și a trăit și mai multe. Teoretic, n-ar trebui să-i mai fie frică de absolut nimic. Și dacă o întrebi, asta îți va spune. Ție ți este frică de ceva? Nu. Nu? Nu, absolut de nimic. Nu mi-e frică de nimic. Mamă, nicio frică. Vede mai încolo. Nu, nu se frică de nimic. Om este frică de nimic. După ce ne va spune că nu se teme de nimic, România se va gândi un pic. Totuși, îi este frică de ceva. De Dumnezeu. Vă e frică de ceva? De Dumnezeu. De Dumnezeu, da. Prima ar fi Dumnezeu, normal. Așa ar fi răspuns și Ștefan cel Mare. Nu e frică de nimic în afară de Dumnezeu. Dar de unde știm noi că Marele Voievod nu avea o fobie? Cerc. De cerc? Da. Eram într-o stațiune montană aici în Bihor și stăteam la plajă. Și m-am trezit deodată așa cu un șarpe lângă mine. Unor români le este atât de frică de șerpi încât încep să tremure doar dacă văd o poză. Dar există un animal care provoacă și mai multă teamă aici la noi. Bineînțeles, nu este frică de Dumnezeu, am frică de Dumnezeu, dar cel mai mult mi-e frică de maidanez sau chiar câini de orice dimensiune. Românii nu s-au născut cu fobiile în sânge. Le-au dezvoltat pe parcurs după tot felul de experiențe. La 14 ani am fost mușcată de un câine maidanez, la 16 ani de un altul și la 18 ani de un câine cu stăpân. Și dacă înainte mi-era frică doar de câini comunitari, acum mi-este frică de orice fel de câine, de la 2 kg începând în sus. În alte situații, responsabili cu implementarea temerilor în oameni sunt frații mai mari. Fratele meu m-a speriat așa pe întuneric când eram mai mic și am rămas așa cu o... temere. Poate că șerpii și întunericul sunt temeri mai mărunte pentru România. Dacă ar fi să-i fie frică de ceva cu adevărat, acest ceva ar fi... De cutremur, cel mai frică mi-este. În rest, cu restul m-aș mai descurca, dar de cutremur e puțin mai... Dacă supraviețuim cutremurului, cu greu vom supraviețui unei alte temeri. Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică. Eram mic, mi-era foarte teamă să fiu singur, să rămân singur. Cred. Singurătatea. Singurătatea. Sărăcii și de singurătate. Până la urmă, România are în jur de 20 de milioane de temeri, câte una pentru fiecare român în parte. Unele sunt mai normale, altele mai ciudate. Știi ce e în univers? Universul e mare. Asta trebuie. Poate suntem chiar noi în alt timp. Întrebarea asta nu v-a spus-o?